Începem ședința de Consiliu Local de astăzi. Este ora, doamnă secretar general, cum stăm cu cuvorumul, cu prezența? Da, domnule președinte, sunt prezenți 15 consilieri locali, absentează motivat doamna Sârbu Adelina și nemotivat domnul Ionuță Ciprian, domnul Cioacă Ionuț, doamna Sândulescu Petronela și domnul Părălău. Doamna Sârbu Adelina, fiind și director al liceului Tudor Vianu, astăzi sărbătorește 60 de ani de existență acestui liceu. Mulți înainte și felicitări tuturor profesorilor și elevilor de acolo. Și acum să ne ridicăm pentru a asculta imnul de stat. Înainte de a trece la ordinea de zi de astăzi, să facem un act de onoare, din a mâna titlul de cetățean de onoare domnului Taifas Marius Bertoni, în semn de recunoaștere a conduitei profesionale și sociale remarcabile și pentru cariera sa militară de excepție, în care s-a remarcat prin acte de bravură deosebite, demne de a intra în istoria municipiului Giurgiu. Este prezent aici. Așa cum știți, am votat în unanimitate în Consiliul Local ca domnul Taifas Marius Bertoni să primească titlul de cetățean de onoare al municipiului Giurgiu, la propunerea domnului general Cătălin Corneliu Postu, director al statului major al apărării, și ne facem și noi acum datoria de onoare de a numi acest titlu de cetățean de onoare, urându-i totodată mult de sănătate și să rămână același om care, iată, a ajuns să fie propus și promovat de către Armata Română ca cetățean de onoare al municipiului Giurgiu. Mulțumesc! În cadrul Ministerului Apărării Naționale și ne-am servit, ne-am adus acest sacrificiu pe care mai toți militarii îl facem, de a ne pune propria viață în interesul țării înainte de propria viață. Voi fi același om dăruit și dedicat. La ține am foarte mari emoții, vreau să mă uitați. Foarte mari emoții. Cred că este unul dintre cele mai emoționante momente din viața mea, chiar nu mă așteptam. Voi face în continuare cinste și onoare municipiului Giurgiu și vă rog în continuare să țin stagul sus și să aduc rezultate din ce în ce mai bune. Eu vă mulțumesc tare mult! Să ne vedem la altă. Mulțumesc tare!
Ne întoarcem la ordinea de zi a ședinței noastre de astăzi. Dacă sunt ceva propuneri de modificare? Da, domnule președinte, cu voia dumneavoastră și a colegilor, vă propun ca punctul 25 să fie retras de pe ordinea de zi, având în vedere că pe lista suplimentară același proiect de hotărâre a suferit niște modificări și totodată să vă supun votului lista suplimentară numărul 1, care cuprinde 6 proiecte de hotărâre, plus o informare de la zona liberă, iar lista suplimentară 2 cuprinde un singur proiect, cel care practic îl înlocuiește pe numărul 25 aflat pe ordinea de zi la momentul potrivit. Mulțumesc! Totodată, pentru că avem astăzi și de votat și am devenit acum specialiști în votul secret, vă propun ca atunci când ajungem la punctele 16-17, să-l adăugăm pe cel de pe lista suplimentară numărul 6 și să votăm secret, așa cum trebuie pentru fiecare dintre ei. Vă mulțumesc. Cine este? Da. Vrei să le lăsăm la sfârșit? Nu pleacă nimeni. Ok. Dacă nu plecați, atunci le punem la sfârșit, dar altfel, da. Deci, haideți să votăm cu propunerile de modificare ale domnului viceprimar Damian Marian. Cine este pentru? Mulțumesc, toată lumea de acord. Ok. Trecem la primul punct. Primul punct de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre numărul 47 din 19 februarie 2024, privind stabilirea situațiilor deosebite pentru care se pot acorda ajutoare de urgență din bugetul local al municipiului Giurgiu și aprobarea metodologiei de acordare a acestor ajutoare și a celor de înmormântare. Avizul Comisiei de Specialitate Administrație Publică Locală Juridice de Disciplină. Aviz favorabil. Da. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat. Aviz favorabil. Discuții? Direcția de Asistență Socială? Ceva nu? Mulțumesc. Cine este pentru? S-a ținut cineva? Cineva împotrivă? Mulțumesc mult. Mi s-a suflat să aprobăm și procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 9 aprilie 2024. Cine este pentru? Cineva împotrivă? S-a ținut cineva? S-a aprobat și procesul verbal. Proiectul numărul 2 de hotărâre numărul 67 din 5 martie 2024 privind aprobarea planului urbanistic zonal, centru comercial, spații comerciale și de servicii cu funcțiuni complementare, amenajare, drumuri de incintă și parcaje, spălătorie auto, amenajare și împrejmuire teren, organizare de șantier, amplasare, semnale publicitare, branșament la utilități, operațiuni notariale pentru dezmembrări și lipire pe parcele, construire servitus cu regim de înălțime P plus M plus 1 E plus etaj tehnic, beneficiar Metropolis în partener. Avizul Comisiei de Specialitate Urbanist și Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Agricultură și Turism. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? E cineva care îți prezintă acest proiect? De la urbanism, e cineva? Nu este. Cine este pentru? Să abține cineva? Cineva împotrivă? Mă rog ca toți directorii și toți șefii de servicii să participe la ședință, indiferent dacă au sau nu puncte pe ordinea de zi. Deci știu asta, știu asta, dar o spun aici public, ca să poată văd la televizor, dacă n-am văzut pe dumneavoastră. O să le spun și eu direct. Deci, scurt așa, în ceea ce privește proiectul, e un complex acolo cu zicea de suprafața respectivă, este de la linia ferată, dacă trecem pe centură de Cadea Unirii până în Petrom, da? Se înjiratul la Petrom, acolo este destinația acestui complex, sunt spații comerciale, sunt călătoria auto și mai multe dar care e investiție privată. Domnul Ceo,
Și de asta se plăia. Nu, nu e la proprietate privată, nu este. Ok, trecem la proiectul numărul 60, proiect de hotărâre numărul 68 din 6 martie 2024 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2025. Avizul Comisiei Administrației Publică Locală Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget, Finanță, Administrarea Domeniului Public și Privat. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Servicii Publice, Muncă și Protecție Socială. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Protecția Mediului, Agricultură și Turism. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt, cine este pentru? S-abține cineva? Cineva împotriva a trecut proiectul. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 107 din 4 aprilie 2024 privind completarea inventarului bunurilor mobile și imobile, proprietate publică sau privată a unității administrativ-teritoriale, aferente serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local în municipiul Giurgiu, anexă la contractul de delegare 50.165 din 23 octombrie 2019, avizul Comisiei Administrație Publică Locală Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Servicii Publice, Muncă și Protecție Socială. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții? Nu sunt. Cine este pentru? Abține cineva? Cineva împotrivă? Punctul 5. Proiect de hotărâre numărul 109 din 10 aprilie 2024 privind darea administrarea imobilului situat în municipiul Giurgiu, strada Mareșal Foș, numărul 7, către Direcția Județeană de Sport Giurgiu. Comisia Administrație Publică Locală Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Comisia Buget, Finanță, Administrarea Domeniului Public și Privat. Aviz favorabil. Comisia Învățământ, Sănătate Social, Culturale, Sportive, Culte și Familie. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții? Nu sunt. Cine este pentru? Nu se abține nimeni. Nimeni împotrivă. Punctul 6. Proiect de hotărâre numărul 110 din 10 aprilie 2024 privind aprobarea închiderii temporare a circulației rutiere pe un sector de drum din municipiul Giurgiu. Aviz Comisii de Specialitate, Administrație Publică Locală, Juridic de Disciplină. Aviz favorabil. Buget, Finanță, Administrarea Domeniului Public și Privat. Aviz favorabil. Discuții? Nu sunt. Cine este pentru? S-abține cineva? Cineva împotrivă? Mulțumesc. Punctul 7. Proiect de hotărâre numărul 111 din 10 aprilie 2024 privind aprobarea încetării contractului de închiriere numărul 12.181 din 7 februarie 2023 încheiat între Municipiul Giurgiu și Partidul Pro România filiala Giurgiu. Avizul Comisiei de Specialitate Administrație Publică Locală Juridică de Disciplină. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Nu sunt. Cine este pentru? S-abține cineva? Cineva împotrivă? Am trecut la punctul 8. Proiect de hotărâre numărul 112 din 11 aprilie 2024 privind alegerea președintului de ședință al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu pentru perioada mai-iulie 2024, avizul Comisiei de Specialitate Administrație Publică Locală Juridic de Disciplină. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Propuneri? Propune pe domnul viceprimar Daniel Marian. Mulțumesc. Alte propuneri? Dacă nu sunt, cine este pentru Daniel Marian? Mulțumesc. Punctul 9. Proiect de hotărâre numărul 113 din 12 aprilie 2024 privind aprobarea prelungirii contractului de delegare numărul 36.550 din 6 august 2019 cu 2 ani și 6 luni. Avizul Comisiei de Specialitate, Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Servicii Publice, Muncă și Protecție Socială. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Nu sunt. Cine este pentru? S-abține cineva? Cineva împotrivă? A trecut. Punctul 10. Proiect de hotărâre numărul 114 din 12 aprilie 2024 privind vânzarea locuințelor pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în municipiul Giurgiu către titularii contractelor de închiriere. Avizul Comisiei Administrație Publică Locală Juridic de Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget, Finanță, Administrarea Domeniului Public și Privat. Aviz favorabil. Mulțumesc. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Să abține ceva? Mulțumesc. Punctul 11. Proiect de hotărâre numărul 115 din 12 aprilie 2024 privind actualizarea deviziului general și a indicatorilor tehnoeconomici la faza proiectului tehnic pentru obiectivul de investiție ansamblu de locuințe sociale zona Istru, 20 de apartamente, avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Nu sunt. Cine este pentru? Să abține cineva? Cineva împotrivă? Mulțumesc că a trecut. Proiectul numărul proiect de hotărâre numărul 116 din 12 aprilie 2024 privind aprobarea reglementării situației juridice a unui teren situat în municipiul Giurgiu,
includerea în nomenclatorul stradar și atribuirea de denumire. Comisia Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Comisia Buget, Finanțe, Administrarea Domnului Public și Privat. Aviz favorabil. Discuții? Nu. Cine este pentru? S-abține cineva? Cineva împotrivă? Punctul 13. Proiect de hotărâre numărul 117 din 15 aprilie 2024 privind încheierea acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu și Centrul Cultural Local Ion Vina Giurgiu pentru sărbătoarea zilei de 1 iunie 2024, Ziua Internațională a Copilului în Municipiul Giurgiu. Avizul Comisiei Administrație Publică Locală Juridică de Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget, Finanță, Administrarea Domnului Public și Privat. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Învățământ, Sănătate, Social, Culturale, Sportive, Culte și Familie. Aviz favorabil. Vă mulțumesc, discuții. Nu? La mulți ani copiilor, atunci cine este pentru? Toată lumea, mulțumesc. Nu e nimeni împotrivă, nu se abține nimeni. Punctul 14. Proiect de hotărâre numărul 118 din 15 aprilie 2024 privind aprobarea modificării regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului municipiului Giurgiu. Avizul Comisiei Administrației Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? S-abține cineva? Cineva împotrivă? Punctul 15. Proiect de hotărâre numărul 120 din 16 aprilie 2024 privind includerea în domeniul public al municipiului Giurgiu a unui obiect de investiții și darea în administrare către Societatea Comercială Giurgiu Servicii Locale S.A. în reorganizare. Avizul Comisiei Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Nu sunt. Vrei să ne spui ceva despre punctul acesta? Spuneam domnului de că mai am o spate. Ok. Spor la treabă. Cine este pentru? S-abține cineva? Cineva împotrivă? Felicitări pentru cum a spus iarba vis-a-vis asta. Proiect de hotărâre numărul 119 din 15 aprilie 2024. Da, e cu votul secret. Deci pe acesta și pe acesta și pe cel cu șasele, păi tot trebuie să-l citesc, așa că lăsați-mă. Vreți să le mutăm la final? Ok. Punctul 18. Proiect de hotărâre numărul 121. Da, așa ziceam și eu. Numărul 121 din 16 aprilie 2024 privind aprobarea închirierii directe a spațiului din incinta punctului termic 64 identificat prin cartea funciară numărul 36.164 aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu situat în strada Tineretului fără nume precum și aprobarea încetării contractului de închiriere numărul 44.050 din 5 octombrie 2022, avizul Comisiei Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Administrarea Domnului Public și Privat. Aviz favorabil. Discuții? Sunt. Cine este pentru? Ține cineva? Cineva împotriva? A trecut în unanimitate. Punctul 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru servicii administrare fond locativ practicate de către Societatea Giurgiu Servicii Locale în reorganizare. Avizul Comisiei Administrație Publică Locală, Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Administrarea Domnului Public și Privat. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Servicii Publice, Muncă și Protecție Socială. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Sunt discuții? Nu? Cine este pentru? S-abține cineva? Cineva împotrivă? Vă mulțumesc. Trecem mai departe. Proiect de hotărâre numărul 123 din 16 aprilie 2024 privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, întocmită în baza listei de priorități finală pentru acordarea locuinței ANL, aprobată prin hotărârea Consiliului Local numărul 332 din 27 octombrie 2022, avizul Comisiei Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Nu sunt. Ok, cine este pentru? S-abține cineva? Cineva împotrivă? În unanimitate a trecut. Proiect de hotărâre numărul 124 din 16.04.2024 privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății Pază Publică S.A. aferent anului 2023. Avizul Comisiei Buget, Finanțe, Administrarea Domnului Public și Privat. Aviz favorabil. Domnul director, ești aici? Da. Bravo. Mă bucur că ești prezent. Spune-ne care e situația. Dar ai și pe plus. Felicitări, da. Deci la ce nevoie de bază este în Giurgiu, cred că asta o să fie una dintre cele mai importante activități până la urmă. Orice facem, trebuie un paznic. Orice facem, trebuie un paznic. Se datorează mediului lor.
Atunci să jucăm mai mult fotbal, nu? Da. Da. Mulțumesc. Mai sunt alte discuții? Pardon și director. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține cineva și cineva împotrivă, mergem mai departe. Proiect de hotărâre numărul 126 din 17 aprilie 2024 privind aprobarea contului de execuție consolidat al bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 1-2024, avizul Comisiei Buget, Finanță, Administrare, Domnului Public și Privat. Aviz favorabil. Mulțumim, domnul consilier Bușcu. Cine este pentru? Sunt discuții aici? Nu. Cine pentru? Ține cineva, cineva împotrivă, nu? Mergem mai departe. Proiect de hotărâre numărul 128 din 18 aprilie 2024 privind aprobarea încetării contractului de închiriere numărul 25.496 din 11 martie 2024 încheiat între Municipiul Giurgiu și Asociația pentru Educație și Sănătate Testusim. Deci încetăm deja un contract care de-abia s-a încheiat. Avizul Comisiei Administrației Publică Locală? Aviz favorabil. Alte discuții? Nu sunt. Cine este pentru? S-abține cineva, cineva împotrivă. Trecem la punctul 24, proiect de hotărâre numărul 129 din 18 aprilie 2024, privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat între județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu, Penitenciarul Giurgiu, Municipiul Giurgiu și Asociația Phoenix Animal Protection and Human Care. Inițiam așa. Avizul Comisiei de Specialitate, Administrație Publică Locală, Juridic de Disciplină? Aviz favorabil. Să se consemneze că nu potrivesc la acest proiect. Discuții? Și tu? Da. Nu participăm la vot eu și domnul consilier. Da. Cine este pentru? Da, ține cineva? Și v-am potrivit. Mulțumesc. Proiectul 25 îl mutăm și atunci trecem la proiectele de lista suplimentară. Proiect de hotărâre numărul 130 din 19 aprilie 2024 privind majorarea capitalului social al societății Giurgiu Servicii Publice S.A. Avizul Comisiei Administrației Publică Locală Juridic de Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget, Finanță, Administrarea Domnului Public și Privat. Aviz favorabil. Servicii publice, muncă și protecție socială. Aviz favorabil. Discuții? Nu sunt. Cine este pentru? Cineva pentru să obțină cineva nu. Punctul 2. Suplimentar proiect de hotărâre numărul 131 din 19 aprilie 2024 privind aprobarea majorării capitalului social al societății Giurgiu Servicii Construcție Militare S.R.L. Aviz Comisie de Specialitate Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Buget Finanțe. Aviz favorabil. Servicii publice. Aviz favorabil. Mulțumesc. Sunt discuții? Sunt. Cine este pentru? Ține cineva, cineva împotrivă, a trecut. Proiect de hotărâre numărul 133 din 22 aprilie 2024 privind acordarea unui mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sănătate Asigurată prin Apă Curată pentru exercitarea atribuțiilor până încheierea actului adițional numărul 2 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare numărul 32 din data de 1 august 2007, actualizat și împuternicirea domnului viceprimar Moscalu Ionel, adică eu, în calitate de reprezentant al municipiului Giurgiu, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Giurgiu, să voteze în favoarea adoptării hotărârii adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Giurgiu, avizul Comisiei Administrației Publică Locală. Aviz favorabil. Deci. Avizul Comisiei Servicii Publice, Muncă și Protecție Socială. Aviz favorabil. Vă rog să, dacă e nevoie, să ne spuneți câteva lucruri. Bună ziua, scurte tot. De obicei, când vine domnul, avem probleme. Papa, avem bune papa. Nu, avem bune. Scurte tot. Le dăm acum în contact, o, să zicem, o emisiune în sensul că redevența care o încasează acum operatorul din tarif trebuie să alimenteze fondurile care tot la operatorul și care trebuie să facă investițiile în ceea ce înseamnă reabilitarea și întreținerea sistemului actual. Așa cum avem un contract în momentul de față, este obligația ca operatorul să plătească către asociație redevența și noi ca și asociație să o returnăm înapoi operatorului ca să construim fondurile. E o procedură... Explicațiile voastre sunt foarte interesante. Să ne spuneți punctual, măriți sau nu prețul? Nu se mărește nici. Nu se mărește nimic. Ceea ce am făcut acum prin acest acțiune, am reglat exact această
această chestiune, în sensul împotriva voinței noastre. Banii de intervenție vor fi trecuți direct în fondul de procurator, bineînțeles, cu înștiințarea asociației. Vă mulțumim. Mai avem alte discuții? Avem cine este pentru? Mulțumesc. Mulțumesc și eu foarte mult. Dar ține cineva, cineva împotrivă, în unanimitate, mergem mai departe. Vă mulțumim pentru prezență. Proiect de hotărâre numărul 134 din 23 aprilie 2024 privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 10.000 de lei. Avizul Comisiei de Specialitate Buget, Finanță, Administrarea Domeniului Public și Privat. Aviz favorabil. Servicii Publice, Muncă și Protecție Socială. Aviz favorabil. Discuții? unei familii care a avut un incendiu. I-a luat foc apartamentul azi și acum îi se dă acest sprijin financiar. A avut noroc că nu a explodat tot blocul. Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă? În unanimitate a trecut și acest proiect. Îl cheamă Muscalul Ion, dar n-are nicio treabă cu el. Acum, ca să știți. Deci nu. Da. Proiect de hotărâre numărul 135 din 23.04.2024 privind modificarea actului constitutiv al societății Giurgiu Construcție Edilitare SRL, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, avizul Comisiei Administrație Publică Locală Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Servicii Publice, Muncă și Protecție Socială. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu sunt, cine este pentru? Să abține cineva, cineva împotrivă? Ajunge la punctul 6 aici. Este cu vot secret. Deci ne întoarcem la punctul 16, 18, 17. A, la lista mea nu l-ați spus. Da. Deci aici un proiect de hotărâre numărul 136 din 25 aprilie 2024 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli de anul 2024. Avizul Comisiei Buget, Finanță, Administrarea Domeniului Public și Privat. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Discuții? Vreți să ne spuneți ceva despre bugetul nostru de azi? Da. Vă rog. Să trageți microfonul mai aproape. Deci, poate la prima inițială care a fost prezentată în data de 19 depusă, au fost următoarele modificări. Ieri am primit o sumă de la ANAF, din care se modifica repartizarea cotinestrei a sumelor de valutate pentru indemnizațiile soțitorilor persoane cu handicap și a trebuit să dăm curs de acea și de acea materialul. Și altă modificare, în forma inițială, s-a alocat 900 de mii aport de capital pentru două societăți. Ulterior, direcția tehnică a revenit și am diminuat suma la 700, iar diferența de 200 a fost repartizată către direcția de integrare pentru proiectele cu finanțare europeană, pentru cheltuielile eligibile. Mulțumesc. Mai aveți alte întrebări? Dacă nu, cine este pentru? Abține cineva? Cineva împotrivă? Mulțumesc. Ne întoarcem la proiectul de hotărâre numărul 119 din 15 aprilie 2024 privind aprobarea propunerii de candidat în vederea numirii unui administrator provizor în Consiliul de Administrație al SECE, Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. Avizul Comisiei de Specialitate Administrație Publică Locală Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Servicii Publice, Muncă și Protecție Socială. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Dacă nu... Propunerea este făcută deja. E formulată în proiectul de hotărâre. Da. Da? A, le citim pe toate trei. Punctul 17, proiect de hotărâre numărul 125 din 17 aprilie 2024 privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu numărul 379 din 9 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Giurgiu cu modificările ulterioare, avizul Comisiei Administrație Publică Locală Juridic și de Disciplină. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Nu sunt. Trecem la punctul 6.
proiect de hotărâre numărul 127 din 17 aprilie 2024 privind aprobarea propunerilor de candidați în vederea numirii administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație la SC Giurgiu Construcție Edilitare SRL, avizul Comisiei Administrației Publică Locală Juridic de Disciplină. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Servicii Publice Muncă și Protecție Socială. Aviz favorabil. Mulțumesc, în discuții, nu? Trecem la vot. Vă rog să preluați dumneavoastră. A plecat deja. Luni e o întâlnire cu Banca Mondială. Și ai schimbat până la ora 1. La 1, da. Pentru că mai avem și alte activități până atunci. Avem inclusiv depunere de coroane. Da. Domnul Bușcu. Cu scaunul, vă ești? Ok, da. Să le verificați. Thank you.
Doamna Peptănaru. Aveți grijă că se filmează. Puțină decență. Andrei Sende. Domnul Dumitriu Cristian. Domnul Nicolescu Geru, care e membru în comisie. Și domnul Dumitru. Thank you.
Domnul Maron Marian. Mai sunt? S-a încheiat procesul de votare. Urmează ca celebra noastră comisie de numărare și validarea votului să treacă la treabă. Domnul președinte George Țigănilă, doamna Nichita Tereza, domnul Daud. Da. Corect. Da. Da. Mulțumesc foarte mult.
activitate febrilă în spate acolo, se numără. Da. Avem rezultatul? Domnul președinte George Țigănire ne citește rezultatele. Președintele Comisiei de numărare și validare. Din 15 voturi exprimate, 14 au fost pentru și o abține. La care dintre hotărâri că sunt trei? Numărul de hotărâre. Da. 119. Mulțumim. Da. Da. Aici ce numărul de hotărâre? 119. 125. Acum o să mă gândesc. 04-24. Sunt 15. Și aici avem 127.704.2024, avem 13, 15 voturi pentru IEPRE, avem 2 voturi împotrivă, 13 doamna Delia, Delia. Și abțineri doamna domnul Boia, 13. Mulțumim frumos! Cu aceasta am încheiat ordinea de zi. Da, s-a epuizat subiectele de pe ordinea de zi și proiectele de hotărâre. Sunt mai diverse, pentru că
este ședință ordinară. Aveți diverse? Dacă nu, vă mulțumim tuturor. Le urăm la mulți ani celor care sărbătoresc în acest weekend ziua cu nume de floare și toate cele bune, numai bine. Să vedem cu bine.